Mandatul lui Vlad Voiculescu a fost un mandat al controverselor, l-aș numi eu. Au fost foarte multe controverse legate de acest ministru în ultimele sale luni de mandat. Ce ați fi făcut dumneavoastră diferit față de ceea ce a făcut Vlad Voiculescu în această perioadă la Ministerul Sănătății? Spuneam de mai multe rânduri, cred că aș fi făcut multe lucruri diferite. Avem abordări și am avut abordări diferite. Nu cred că a venit cu ideea de a nu reuși în misiunea lui de ministru, cum nici eu nu am venit cu această gândire. Cred că fiecare am adaptat situației pe care am considerat-o la acel moment și cu pregătirea și strategia fiecăruia dintre noi. Mă repet, am avut abordări diferite. Eu sunt chirurg, domnia sa e economist și atunci cred că am privit de pe alte paliere. Eu știu, impulsul nostru în a redresa această pandemie. Mi-amintesc și acum că erați ministru care era toată ziua pe drumuri și Știam. cunoștea foarte bine situația din teren, ceea ce nu am văzut la ministrul Vlad Voiculescu. Este necesar ca un ministru, da, al sănătății în această perioadă să meargă pe teren și să cunoască situația exact cum e acolo și nu din raportările, poate unele greșite, care vin Este din necesar, este teritoriu. absolut necesar. După cum știți, mi-a intrat într-o luptă cu o boală nouă, cu minele goale aproape, fără echipamente, fără medicamente, fără materiale sanitare, nu aveam teste, nu exista un vaccin, aveam doar un personal care era cu mâinile goale, să spunem, și cu pieptul înainte, în a apăra o țară. În contextul în care eu, la rândul meu, sunt un profesionist din sectorul medical, am înțeles că eu trebuie să fiu lângă dânsii și ei trebuie să fie lângă mine. Doar așa am reușit. În contextul în care un corp medical și-a asumat o misiune destul de grea. Noi am avut și 2 luni de stare de urgență, în care acest popor a înțeles efectiv ce se întâmplă. Gândiți-vă că pe 30 de ani, 2 luni de zile am stat în casă. Eu țin să mulțumesc pe această cale pentru toată acea perioadă. N-aș fi reușit dacă acest popor nu înțelegea și momentul. N-aș fi reușit dacă corpul medical nu ar fi ieșit acolo în față și ar fi făcut meseria. Venim, eu știu, în decembrie, după 2 valuri, în care liniștisem oarecum, avem o evaluare a 302 spitale, a apărut în ianuarie apoi și acel plan de conformare. Ce trebuie la fiecare terapie intensivă, cine răspunde, cât costă, cam care este perioada în care se poate rezolva. Cu ministrul Boloș făcusem acea ordonanță de urgență în care 50 de milioane de euro trebuiau să fie folosiți pentru dotarea și reparațiile din terapiile intensive. Cred că după 2 valuri în decembrie a fost un moment bun de a putea reevalua situația. Cred că asta a păcălit, să spun așa, și următoarea echipă de la Ministerul Sănătății, care au crezut că poate am terminat. Nu, n-am terminat. Era o campanie de vaccinare în desfășurare. Cred că toată lumea s-a dus pe acea campanie de vaccinare din desfășurare și a uitat un pic de pandemie. Ne-am trezit la începutul lui martie că suntem într-un val 3 destul de agresiv, mult mai agresiv decât ne l-am închipuit. Și poate cu o turație lăsată un pic mai mic și a personalului medical, dar în același timp și a populației care este obosită într-adevăr și un an de zile a fost un an foarte greu. E greu să repornești un motor, că este populație, că este personal medical, atunci când toată lumea credea că se cam terminat. Cred că asta este o expunere scurtă a valului 3. Suntem într-o perioadă în care am avut și 1500 de cazuri în terapie intensivă. Să ne gândim că aceste cazuri de terapie intensivă sunt cazuri cu care au suferit infecția cu cel puțin 10-14 zile înainte. Deci ce gestionăm în terapie intensivă? Decesele din aceste zile sunt cele ale celor infectați cu cel puțin 10-14 zile în urmă. De aceea, noi avem 2 săptămâni critice în acest moment. Cum gestionăm acum? Știm cum va fi peste 2 săptămâni. Vedem un număr de cazuri mai mic, ca și transmitere comunitară 2900 pe zi. Vedem în jur de 1430 de cazuri în terapie intensivă. Am scăzut de la 1580-1590. Dar în același timp vedem decesele, 237. Un Asta, record da, astăzi pe care l-am numărul de stabilit. decese este acel tribut al ultimelor cel puțin 14 zile, deci și mai mult. Sunt cei infectați, mulți dintre ei comorbidități, care au trecut în cea de-a doua fază a bolii și îi vedem în terapie intensivă în zilele acestea.